Așa că dacă ești din Focșani, nu înseamnă că ești moldovean. Știu, acum vă aud ce să caute un turist în Focșani. În sfârșit am urcat pe scena teatrului. Priviți cum se vede tavanul de aici. Sunt peste tot, din păcate, și pot crea probleme. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Mă aflu în Focșani de această dată, iar în clipul de astăzi vom lua orașul la pas pentru a vedea ce are de oferit din punct de vedere turistic. Orașul nu este foarte mare, așa că nu o să fie un clip foarte lung, dar sper să fie unul destul de interesant. Acum mă aflu fix în centrul orașului, în Piața Unirii, iar această zonă odinioară era străbătută de afluenții Milcovului. Piața a găzduit de-a lungul timpului principala bornă de hotar stabilită de către Ștefan cel Mare în 1475, dintre Moldova și Valahia. În această zonă avem foarte multe monumente importante, cum ar fi Ateneul Popular, aici avem Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Obeliscul Central și clădirile administrative ale Primăriei, Consiliului și Prefecturii. Văd că pe prefectură încă au rămas decorațiunile de Crăciun. Din păcate, în acest moment aici se lucrează. Bulevardul principal este închis. Poate eu sunt cel ce greșește și oamenii deja s-au pregătit pentru Revelionul din 2024. Deja scrie la mulți ani, mai au depus doar anul 2024. Avem și câteva magazine, un loc de joacă pentru copii. Acum câteva zile aveam piatră cubică pe jos. Sunt curios dacă o schimbă. Aici avem hotarul. Chiar dacă în primă fază aceste lucrări deranjează, pentru că traficul în oraș este infernal, fără ele nu avem cum avansa, trebuie, nu ai cum altfel. Vreau să vă zic că această piață a fost pavată de zeci de ori și niciodată cum trebuie, pentru că aceste pavele, sau cum s-or numi ele, niciodată nu stau lipite. Haideți să ne depărtăm puțin, pentru că vreau să vă spun câteva lucruri despre această piață, după care mergem mai departe. Vreau să vă spun câte ceva pentru că acest loc a jucat un rol foarte important în istoria României. Acum mergem pe graniță, granița dintre Moldova și Muntenia. Așa că nu toți focșenenii sunt moldoveni, istoria o spune, nu eu. Eu sunt moldovean și mă mândresc cu asta, doar că o parte din acest oraș este localizat din punct de vedere geografic în Muntenia. Focșenenii moldoveni și focșenenii munteni au existat ca târguri separate aproape jumătate de mileniu, aceștia fiind despărțiți de râul sau pârâul Milcov. Pe cele două maluri ale Milcovului se aflau vămile celor două principate, pichetele de grăniceri și bornele de hotar. Cea mai importantă bornă de hotar de la pichetul de grănicer numărul 47 este cea din fața bisericii Sfântul Ioan Botezătorul, monument istoric, fără doar și poate, care este închisă, din păcate. Să știți că pe oriunde am fost, nu am găsit niciodată biserici închise. La noi, dacă nu este sărbătoare, în mare parte bisericile sunt închise. Ca turist, ești deranjat de aceste lucruri, pentru că tu nu vizitezi doar sărbătoarea, ajungi într-o zi de vineri, cum este astăzi aici, și găsești biserica închisă, un monument istoric pe care ai vrea să-l vizitezi. Din păcate, nu se poate. Știu, acum vă aud ce să caute un turist în Focșani. Această piață a jucat un rol crucial în istoria României, fiind martor la evenimente precum depunerea jurământului de către eteriștii din 1821 în lupta împotriva turcilor și arderea regulamentelor organice din 1848 în semn de serbare a semnării proclamației. Acum nu vreau să intru prea mult în aceste informații istorice, pentru că nu sunt aici pentru asta și cred că nici voi nu căutați acest lucru. În cazul în care nu știți, regulamentul organic a fost o lege dată de către autorități imperiale rusești, care a confirmat parțial guvernarea tradițională, inclusiv conducerea de către gospodari. Practic, acest regulament a oferit celor două principate primul lor sistem comun de guvernare. Piața a fost, după cum v-am spus și mai devreme, vreau să mai detaliez acest aspect foarte puțin, după care trecem mai departe, un punct de vamă între Moldova și țara românească, contribuind la apelul unionist în perioada 1859-1862. Un eveniment notabil din acea perioadă a fost vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza, vizită care a dus la numeroase povestiri și legende, inclusiv episodul simbolic de la hotarul dintre cele două principate, unde a pus doi soldați, un moldovean și un muntean, să se îmbrățișeze, marcând astfel ridicarea granițelor dintre acestea. Evenimentele istorice care au avut loc în Focșani au influențat în mod profund cultura și arhitectura locală,
ceea ce se reflectă în monumentele și lucrările artistice din oraș. Una dintre cele mai emblematice reprezentări ale spiritului național local este monumentul central din această piață, care comemorează Hora Unirii dansată de Cuza, simbolizând unirea dintre cele două principate. Aici îl avem pe Alexandru Ioan Cuza, împreună cu toți acei oameni prezenți la acea vreme. Mai există legenda populară a sărutului pe obraz oferit în semn de prietenie moșului Ion Roată de către domnitor în momentul în care acesta a fost scuipat de către un boier. Moș Ion Roată, o altă figură semnificativă din acea perioadă, da, un loc plin de istorie și într-o continuă renovare. Acum cred că toată lumea a auzit de Festivalul Viei și Vinului din Focșani. El are loc de obicei aici, în această piață, în acest parc. Regiunea Vrancea este renumită pentru vinurile sale de calitate, iar acest festival oferă ocazia excelentă de a încerca diferite soiuri direct de la producători. Ce nu înțeleg și poate mă ajutați voi să înțeleg, de ce sunt aceste găuri? Cred că am văzut vreo 10 până acum. Vedeți, aici capacul există, dar în 8 din 10 situații capacul lipsește și există riscul accidentării. Eu înțeleg, se sparg foarte ușor, pentru că sunt din plastic. Dar de ce le pui din plastic? Și sunt goale, momentan nu văd cabluri. Și aici se rupe cât de curând. Ia priviți altul. Aici, altă situație. Sunt peste tot, din păcate, și pot crea probleme. Am ajuns și la Ceasul Rău. Este un loc celebru în oraș. Un loc unde, pe vremea mea, când eram eu tânăr, toată lumea își dădea întâlnire aici. Pe vremea Miercului, nu avea cum să nu avem o biserică adevărată. Chiar dacă orașul este mic, bisericile nu sunt micuțe. Avem din plin. Priviți cât de mare este. Ignorați aspectul sensurilor giratorii. Când am plecat din Focșani, arătau bine. Din câte am văzut, le-au demolat peste tot, au demolat în tot orașul. Arătau bine, erau cu flori frumoase, dar acum, din câte am înțeles, de un an de zile sunt în această situație. Văd că este deschis. Haideți să vedem dacă reușim să intrăm, dacă ne lasă să filmăm 2 secunde în interior. Aici spune că biserica este deschisă de luni până vineri de la 7:30 la 17. Dar este închis. Dacă ești turist, atât ai acces până aici, la intrare. Așa că degeaba sunt mari aceste biserici, mari și impunătoare, dacă turiștii, în momentul în care ajung aici, nu au cum să intre în interior. Pare mai înaltă decât blocul de lângă. Ne aflăm în centrul orașului. În concluzie, dacă vrei să vezi o biserică, trebuie să vii în timpul slujbelor, pentru că altfel ușa este încuiată. Repet, o fi ceva normal în România, dar în restul țărilor pe care le-am vizitat, nicăieri nu am întâlnit așa ceva. Peste tot puteai să intri oricând, la orice oră. Intrai, filmai, te uitai, te rogi și pleci, mergi mai departe. La noi nu. Și această zonă a fost renovată acum câțiva ani. Arată foarte frumos. Nu avea cum să lipsească Mihai Eminescu. Spații de relaxare. Aici avem un tei care miroase foarte frumos, pentru că în această perioadă este înflorit, după cum bine puteți observa. Priviți cât de frumos se vede de aici. Este una dintre cele mai frumoase clădiri din Focșani, după părerea mea. Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu, toate figurile importante. Vă spuneam mai devreme de Moș Ion Roată. Avem și bustul lui aici, în fața teatrului. Teatrul Comunal Maior Gheorghe Pastia. Se țin foarte multe spectacole aici. Următorul văd că este duminică, la ora 19, pe 25 iunie. Aici avem pe Alexandru Ioan Cuza. V-am povestit despre el puțin mai devreme. Am avut noroc cu domnul care a fost amabil să ne deschidă ușa pentru a filma. Și am ajuns în sala de teatru, în sala principală. Da, inițial eu am vrut să filmez doar pe afară, dar domnul m-a recunoscut și m-a invitat în interior. I-a privit, haideți să mergem pe scenă, pentru că de acolo cred că se vede foarte frumos. Aici, pe această scenă, au loc foarte multe spectacole. I-a privit cât de frumos se vede.
Ne aflăm în unul dintre cele mai importante centre culturale din Focșani. Numele teatrului este un omagiu adus lui Maior Gheorghe Pastia, o personalitate marcantă a vieții sociale din Focșani în secolul al XIX-lea, care a donat orașului un imobil pentru a servi drept teatru. V-am spus și mai devreme, din punctul meu de vedere, acesta este cel mai important obiectiv turistic din Focșani la ora actuală. Lucrările pentru construcția clădirii au început în anul 1909, iar inaugurarea s-a făcut pe 21 noiembrie 1913 cu spectacolul Fântâna Blanduzei de Vasile Alexandri. Apoi, după foarte mulți ani de activitate intensă, clădirea a început să se degradeze, motiv pentru care în anul 2000 se hotărăște reabilitarea, care durează până în 2004. Iar după cum puteți observa, oamenii chiar au făcut o treabă foarte bună, pentru că atât interiorul cât și exteriorul acestei clădiri arată extraordinar din punctul meu de vedere. Iar aici am ajuns la loje, partea de sus. Foarte multe costume văd pe toate holurile. Na, locul este foarte curat, îngrijit. De aici tavanul se vede mult mai bine, ia priviți. Ce frumusețe, o adevărată operă de artă. Nu vom aprinde acel candelabru pentru că nu are rost. Oricum se vede destul de frumos. Da, foarte frumos și neașteptat. Nu am avut în plan să intru în interior. Aici avem foarte mulți monștri sacri ai teatrului românesc. Să-mi spuneți cum vi se pare teatrul până acum. O să vi-l arăt imediat și pe afară. Dar dacă tot mi s-a permis accesul în interior, am zis să tragem câteva cadre și de aici, pentru că ar fi păcat să ratăm această ocazie. Arată interesant. S-au folosit în spectacole. A venit da, și am început copiii să tragă de ele. Păi v-am zis, asta e problema. Oamenii nu știu să aprecieze da. Și să respecte un... din păcate. Au avut așa zis și să tragă. Asta nu erau, știi? Au făcut tot. Deci, au dispărut, au tras din și s-au urmă. Da. Asta era tot așa, nu funcționau. Și au vrut să le deschidă pe toate. Au vrut să le deschidă și când au tras... Păcat. Eu vă mulțumesc mult. Mi-a părut bine. Și ne mai vedem. Da, da. Bine. Numai bine. O parte din cele mai importante personalități din județul Vrancea au primit câte o stea și sunt amplasate chiar în fața teatrului. L-avem pe Ion Sava, Horia Muculescu, un alt loc plin de istorie din orașul Focșani. Iar în imediata apropiere avem o altă clădire care arată foarte frumos, un alt monument istoric readus la viață și transformat în universitate. De fapt, avem două universități, Universitatea din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, două filiale, mai exact. Priviți cât de frumos este acoperișul, iar acolo sus avem un ceas. Aici avem unul dintre cele mai noi parcuri din oraș, recent renovat, reabilitat, Parcul Nicolae Bălcescu. Se află la aproximativ 5 minute depărtare de Piața Unirii, 5 minute de mers pe jos. Aici avem o clădire mai veche care a fost înfrumusețată, dacă pot să-i spun așa. Ei bine, acest tip de graffiti îmi place pentru că nu este făcut în bătaie de joc, cum este, cum ați văzut și voi, că arată majoritatea clădirilor din orașele noastre. Această lucrare este făcută de elevii de la Liceul de Artă. Foarte frumos, bravo lor! Haideți să vedem ce fel arată parcul, pentru că este prima mea vizită aici după renovare. Parcul este foarte frumos, Parcul Nicolae Bălcescu, 1819-1852. Aici avem restaurantul meu preferat, care, din păcate, este în renovare. Apa are aceeași culoare, acum nu cred că este murdară, dar aspectul nu este tocmai plăcut. Acesta ar trebui să fie un parc de ultimă generație, pentru că abia l-au terminat. Și eu zic că arată foarte frumos. Sunt curios ce credeți voi. Aici este locul pasionaților de șah. Avem și prize aproape la fiecare masă. Sunt curios dacă există și un loc pentru sport.
pentru ca persoanele în vârstă să facă sport. Cred că în momentul de față este cel mai frumos parc din oraș, nu vreau să greșesc. Avem și un loc special amenajat pentru pasionații de skateboard. Bravo! Iar aici avem locul preferat de mine. Ia priviți, totul miroase a nou, proaspăt. Din păcate este gol, chiar dacă astăzi este vineri, vineri seara. Ar fi frumos dacă persoanele ar face sport în aceste locuri, pentru că este păcat, sportul înseamnă sănătate. Acum să nu mai spunem că peste tot în afară totul e roz și la noi nu. Găsim și la noi lucruri frumoase, locuri frumoase. Mai greu ce-i drept, dar lucrurile evoluează și la noi. Acum este de văzut dacă suntem capabili să menținem aceste lucruri și să nu călcăm totul în picioare, între ghilimele.